Copii, vă plac dulciurile? Sigur că da! Astăzi vă voi spune povestea Torturile iepurașilor de Rosemary Wells. Ea a fost aleasă ca să fie citită milioanelor de copii din întreaga lume. Să începem! Era ziua de naștere a bunicii, așa că Max îi făcuse un tort cu râme. Nu, Max! Spuse sora lui Ruby. Îi vom face bunicii un tort surpriză în formă de înger cu glazură cu puf de smeură. Max își dorea și el să o ajute pe sora lui. Nu atinge nimic, Max! Spuse Ruby. Prea târziu însă, ouăle erau toate bucăți pe jos. Ruby îl trimise pe Max la băcănie cu o foaie de hârtie pe care scria doar atât: ouă. Max își dorea bezele roșii încinse care țâșnesc pentru tortul lui cu râme, așa că a adăugat pe hârtie țâșnitoare de bezele roșii încinse. Vânzătorul nu a putut să citească scrisul lui Max. Ouă, spuse băcanul și a dat doar ouă lui Max. Max a dus ouăle acasă lui Ruby. Ai grijă să nu miști masa, Max, spuse Ruby. Dar era prea târziu. Tot laptele se vărsase. Ruby l-a trimis înapoi pe Max la magazin cu o hârtie pe care scria lapte. De această dată, Max a scris într-un fel diferit bezele roșii încinse care țâșnesc. Max a tot sperat că măcar de această dată să poată cumpăra bezele țâșnitoare, dar vânzătorul tot nu a putut să citească scrisul lui Max. Lapte, spuse băcanul și a dat doar lapte lui Max. Max i-a dus laptele lui Ruby. Există o linie galbenă pe podea, Max, spuse Ruby. Nu poți trece peste această linie. Dar Max a trecut totuși linia și uite așa s-a vărsat făina. Ruby și-a scos creionul și a scris făină. De această dată, Max a scris bezele roșii încinse care țâșnesc în cel mai frumos mod pe care îl știa. Max aproape că putea să simtă gustul bezelelor țâșnitoare. Făină, spuse băcanul și a dat doar făină lui Max. Când a ajuns acasă, Max a găsit un semn pe ușa bucătăriei. Max, bucătăria nu este un loc pentru tine, spuse Ruby. Ruby terminase de făcut tortul. Ea l-a copt și l-a răcit, apoi l-a îmbrăcat în glazură cu puf de smeură. Îi mai lipsește ceva, Max, spuse Ruby. Tu ce zici? Lumânări, stele argintii, inimioare de zahăr, trandafiri din cremă de unt, scrise Ruby o nouă listă. Între timp, lui Max i-a venit o idee nou-nouță. El a desenat bezele roșii încinse care țâșnesc pe lista lui Ruby și a fugit apoi la băcănie. Era foarte nerăbdător. Lumânări, stele argintii, inim de zahăr, trandafiri din cremă de unt, citi vânzătorul de pe lista lui Max. Ce-i asta? Acestea trebuie să fie bezele roșii încinse care țâșnesc. Poftim, Max! Tortul lui Ruby era cu adevărat frumos. Max a ieșit din casă și a pus glazura de omiduțe pe tortul lui cu râme. Bunica a fost atât de încântată încât nu știa pe care tort să-l mănânce mai întâi. V-a plăcut povestea, copii? Nu uitați, această poveste vă este oferită de Fast Track Kids și este citită astăzi milioanelor de copii din întreaga lume.